Voi sunteți sarea pământului. Dar prorocii au fost trimiși numai la un neam, în timp ce voi, ucenicii, sunteți sarea tot pământul, prin învățătură și prin mustrări. Ca sarea întărim pe cei moleșiți, adică desfrânați, ca să nu nască viermii cei fără de sfârșit, sau cei neadormiți. De aceea, nu le pădați saramura mustrărilor. Măcar de veți fi ocărâți, chiar de veți fi prigoniți. Notă. Sarea este înțeleasă aici prin saramura mustrărilor duhovnicești. Cunoaștem că sarea are calitatea de a feri bucatele de stricăciune și de a le face gustoase asemănând pe apostolii săi cu sarea pământului, Domnul a voit să spună că precum sarea pământului are calitatea de a feri bucatele de putrejune și a le face gustoase, tot așa și apostolii săi au menirea ca să ferească omenirea de stricăciune. Dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Dacă dascălul se va împuți sau se va strica, adică dacă nu va mustra și nu va întări casarea, ci se va moleși, cu ce se va săra? Altfel spus, cu ce se va lucra în îndreptarea oamenilor? Așadar, de atunci, afară se aruncă din dregătoria de învățător și se calcă în picioare, adică se defăimează. Voi sunteți lumina lumii, mai întâi sare și apoi lumină. Pentru că cel ce vădește cele ce se afac într-o ascuns, acela este lumină. Căci tot ce se arată, lumină este. Și nu numai un neam au luminat apostolii, ci lumea toată. Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Îi învață Domnul pe ei să fie nevoitori și să ia aminte la viața lor ca cei care vor fi văzuți de toți, zicându-le, să nu cotiți că în colțuri vă veți ascunde, ce arătați veți fi și de aceea aveți grijă să viețuiți fără prihană, ca să nu smintiți și pe alții. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Eu, Domnul, am aprins lumina, iar a nu se stinge darul, aceasta aceasta este a sârguinței voastre, sau pentru aceasta să vă sârguiți, ca să nu stingeți darul acesta, ca și altora să le strălucească lumina vieții voastre. Deci, iată, zice, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru, cel din ceruri. Nu zice Domnul, voi să arătați fapta cea bună, căci aceasta nu este lucru bun sau un lucru cuvenit, ci acea singură, adică fapta să lumineze, ca și vrăjmașii voștri să se minuneze și să nu vă slăvească pe voi, ci pe Tatăl vostru. De aceea, de nu facem vreo faptă bună spre slava lui Dumnezeu, de aceea de facem vreo faptă bună spre slava lui Dumnezeu să o săvârșim, iar nu pentru slava noastră. Notă. Aici cu viosul Teodor al desei spune, cităm, precum mirul de mult preț, chiar închis în vas, răspândește în aer buna sa mireasmă și umple de ea nu numai pe cei ce stau aproape, ci și pe cei din prejur, Așa și buna mireasma sufletului virtuos și iubitor de Dumnezeu, răspândindu-se prin toate simțurile trupului, arată privitorul virtute așezată înăuntru. Căci cine, văzând limbă care nu grăiește nimic fără de rânduială și nepotrivit, ci tot ce e bun și folositor și ascul folositor ascultătorilor, cine, văzând ochi înfrânați, ureche care nu primește nimic din cântările și cuvintele necuvenite, picioare care umblă cu vincios și față care nu se strâmbă de râs, ce mai degrabă e gata de lacrimi și de plâns, nu va cunoaște că înăuntru se află și multa bună mireasma a virtuților. Închei citatul. Să nu s cotiți că am venit să stric legea sau prorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc. Pentru că el avea să aducă legi noi, ca să nu socotească ei, apostole și oamenii, că este potrivnic lui Dumnezeu, zice, mai înainte vindecând sau îndreptând părerea celor mulți, nu am venit să stric legea, ci mai mult să o împlinesc. Dar cum am împlinit-o? Întâi că toate pe care le-a le-au spus pentru el prorocii, le-a făcut. Adică a împlinit prorociile despre el. De aceea și evanghelistul adeseori spune, ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul. Dar și poruncile legii, legii date de Dumnezeu lui Moise, pe toate le-a împlinit. Că n-a săvârșit nicio nedreptate și nicio înșelăciune n-a fost în gura lui și în alt chip a împlinit legea. Căci toate cele pe care în chip umbrit le-a însemnat aceea, el desăvârșit le-a zugrăvit. Căci legea a zis să nu ucizi, iar el mai mult poruncește, nici să nu te mâni în deșert. Asemenea unui zugrav care nu strică însemnarea umbrită sau învechită, ci mai vârtos o întărește. Căci, amin zic vouă. Amin este un cuvânt de adeverire. În loc de adevăr zic vouă. Înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă din lege nu va trece până ce se vor face toate. Aici arată că lumea trece și se schimbă. Dar cât va fi lumea, nici prea mică, nici cea mai mică, cel mai mic cuvânt din lege nu va trece. Iar unii zic că Iota sau Cirta sunt cele zece porunci ale legii. În sistemul grecesc și slavon al lumilor, Iota, cu accent, indică numărul 10. Iar alții, că este crucea, că iota este lemnul cel drept, brațul înalt al crucii, iar cirta cel pus de-a curmezișul. Deci Domnul zice aici că cele ce s-au zis despre cruce se vor împlini. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema într-o împărăția cerurilor. Porunci mai foarte mici numește poruncile pe care avea să le dea el, iar nu pe cele ale legii. și le numește pe acestea mai mici sau foarte mici din pricina smereniei sale, ca și pe tine să te învețe ca smeriți să cugeți cu privire la învățăturile tale. Iacă cel ce mic se va chema într-o părăția cerurilor, adică la înviere, acela va fi de pe urmă și va fi aruncat în ghena, care nu va, că nu va intra în împărăție. Să nu fie. ca aici, prin împărăție, învierea să o înțelegi. Iar cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema într-o împărăție a cerurilor. Întâi a zis va face și apoi va învăța căci cum voi putea povățui pe altul într-o calea pe care eu nu am călătorit? Notă. Aici Sfântul Grigorie Teologul ne învață în cuvântul său despre preoție. Citez. Boala aceasta de a te crede învățat când nu ești, este vrednică de lacrimi și de a suspine, mai mult decât orice altă boală. Adeseori am deplâns boala asta, pentru că știu bine că pretenția aceasta îți pierde și bruma de învățătură ce -o mai ai. Iar umbletul după slava de șartă este pentru om mare piedică în calea virtuții. Numai unul ca Petru și ca Pavel poate vindeca și opri boala aceasta. Numai unul ca acești mari ucenici ai lui Hristos, care au luat și harul vindecărilor, poate face aceasta mai unul din ace ca acești mari ucenici al lui Hristos, care au luat și harul vindecărilor odată cu puterea de a conduce pe credincioși cu cuvântul și cu fapta, care s-au făcut tuturor toate, ca pe toți să-i dobândească. În ce ne privește pe noi ceilalți, mare lucru dacă ne lăsăm bine conduși și păstoriți de cei cărora li s-a încredințat vindecarea unor astfel de boli și o cârmuire a credincioșilor. Tot pentru aceasta, pentru cuvântul acesta, Sfântul Ignate, Brincianino, ne arată prăpastia care se deschide dintr-o a învăța pe alții mai înainte de a înfăptui tu însuți. Citez, multe cărți s-au scris în starea de nălucire, numită părere de sine. Când sunt citite, se întrevede în ele prezența unei fine senzualități și o subtilă mândrie, care produce asupra oamenilor orbit spiritual și plin de patim, o desfătare pe care eu o consideră pregustarea Harului Sfântului Duh. Nu înțeleg, nenorociții, că ei se desfătează de mirosul subtil al patimilor ce trăiesc în ei, luându-l în orbirea lor sufletească drept parfumul harului. Ei nu-și dau seama că numai sfinții sunt în stare să guste cu adevărat o bucurie duhovnicească. Că bucuria duhovnicească trebuie să fie precedată de pocăința și curățirea de patim. Că păcătosul nu este în stare să perceapă o bucurie spirituală. Că trebuie să te recunoști nevrednică o asemenea bucurie. Să o respingi dacă începe să te cuprindă. Să o refuzi ca și cum nu ți-ar conveni, ca o orbire evidentă și fatală, ca o subtilă mișcare a vanității, a mândriei, a voluptății. Și iarăși, dacă eu fac și nu învăț, nu am atâta plată iar de multe ori chiar o sândă, dacă din pricina zavistiei sau ale nevirii nu săvârșesc lucru învățătoresc, adică nu povățuiesc și pe alții. Adică eu știu ceva și nu împărtășesc cu aproapele, păcătuiesc. Că zic vouă, că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Dreptate numește toată fapta bună. Spre pildă, Iov era drept, cu cuvios, fără de prihană. Deci înfricoșează-te, omule, socotind cât ni se cere. Păi ne învață cum ne va prisosi dreptatea și numără sau ne arată faptele bune. Dumnezeului nostru, slavă! totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.